Ce înseamnă a fi lit? A nu fi confundat cu a fi elit sau o elită, nu, a fi lit. 1337, a fi genul de persoană care știe ce înseamnă să fii lit. Hei, asta veți afla acum în top 7 semne că ești lit. Singurul mod în care vei afla vreodată dacă cu adevărat ești sau nu lit. În sinea ta suspectezi probabil, dar nimeni altcineva nu-ți va spune că ești, pentru că, pe de-o parte, sunt invidioși pe tine, pe de alta sunt haterii, care sunt și mai invidioși pe tine, așa că acestea fiind spuse, locul 7. Folosești lit speak. Ocazional vei vedea că și noobii folosesc lit speak, dar tu nu ești un noob, nu, tu ești lit. Când tu înlocuiești litere cu cifre, când tu pui XXXX cu diferite variații de litere mari și mici, plus câteva simboluri pe acolo care le-ai descoperit pe un forum pe undeva sau într-un fișier text, tu nu o faci pentru a te da mare. Nu o faci pentru a părea de parcă ai fi diferit de miile de alți indivizi, fără niciun fel de rost, cum ar face un noob. Nu, tu o faci pentru a semnaliza un lucru, că cu tine nu se pune nimeni, că tu ești lit. E o diferență foarte importantă aici, pentru că tu știi ce înseamnă acest limbaj lit cu adevărat. Știi codul său secret. Știi exact proficiența unui individ în arta luptei, după cât de mulți X are în nume sau cât de bine se pricepe la a fi un suport în League of Legends, după cât de dark este Sephirothul său din nume. Este o artă aici pe care numai tu o poți înțelege. Locul 6. Poți da headshot cu o grenadă și poți omor baronul cu un suport. Literalmente poți să bați cam pe oricine în orice joc de multiplayer. Ești atât de indominabil încât într-un moment ai putea să-i juri că de îndată ce ai intrat într-un match, serverul ți-a dat ție victoria pentru că nu vrea ca să fie umilită restul populației de pe acel server. Ești atât de bun încât ai considerat de câteva ori să devii un jucător profesionist, doar că nu prea ai vrut, deoarece asta ar fi însemnat ca să nu mai joci tu pentru tine, ci să joci ca o parte dintr-un mecanism de-a dreptul sinistru, capitalist, care îți va lua sufletul tău de artist, iar cu timpul îl va strivi. Sau mai rău, ai putea deveni un sellout, dar tu nu, pentru că tu ești lit. Locul 5. Crezi că teabagging este un mod de a onora oponentul tău. Mai exact, atunci când ești într-un FPS sau un third person shooter și dobori un oponent, vei începe în mod repetat ca să apeși tasta crouch în fața oponentului tău mort. În acest mod, tu vrei ca să îi indici acestuia că îi respecti foarte mult prezența sa pe acest server luptând cu tine și că sacrificiul său pentru măreția ta va fi amintit prin acest gest de iubire, de pasiune, de... Iar când asta eșuează, apelezi la alte metode prin care să demonstrezi celor din jur că tu ești cu adevărat lit, cum ar fi, în mod periodic, să spamezi pe microfonul care e mereu activ la tine, prin voice chat, diverse expresii arhicunoscute din repertoriul copiilor lui Prâslea cel Voinic. În diverse limbi, sigur, pentru că tu ești multilingvistic, deoarece ești lit. Locul 4. Crezi că jocurile fără multiplayer nu au merit. Și ai dreptate, pentru că un joc fără multiplayer este ca o balerină fără o frânghie. Sau presupui, pentru că nu ai văzut vreodată o piesă de balet. Deci ai vedea-o, doar nu are multiplayer. Pentru tine, un joc de single player este ca un zgomot de fundal care nu încetează, este ca acea radiație de fundal a universului care este peste tot, dar nu o băgăm în seamă. O vedem ca purici la televizor sau ca jocuri de single player. Dar pentru tine nu contează asta, pentru că tu nu ești o parte din acea statică, tu ești o stea arzătoare, aprinsă, înflăcărată, care strălucește cu un roșu atât de aprins, atât de cald, atât de puternic, încât ar putea să ardă absolut totul, pentru că ce poate fi mai înflăcărat decât o stea roșie? Cu siguranță nici una, pentru că tu ești roșu până în sângele tău, fiindcă ești lit. Și poți fi lit doar în multiplayer, acolo unde le poți dovedi celorlalți că ești cu adevărat lit. Locul 3. Ai inventat mid or feed. Fiind lit, ai ajuns la concluzia că, măi, timpul meu este foarte valoros, nu are rost ca să joc ceva dacă nu voi juca așa cum vreau eu. Și dacă nu joc așa cum vreau eu, atunci clar întreaga echipă va pierde, așa că, în consecință, eu trebuie ca să fiu mid sau oricum pierdem, așa că voi face feed pentru a economisi timp pentru toată lumea. În esență, te sacrifici. Te sacrifici pentru ca toată lumea să aibă mai mult timp ca să joace cu adevărat un match mai bun, când poate te vor lăsa să joci tu în poziția ta în care cu adevărat ești imbatabil, ești super lit chiar. Că în mod normal chiar ai fi lit, dar dacă ești pe mid, atunci clar ești ultra super lit. Locul 2. Ești considerat un Chuck Norris al jocurilor. Nu e destul că tu chiar poți să dai un headshot cu o grenadă. Nu, lumea știe asta. Lumea știe că tu ai dat un headshot cu o grenadă. Lumea știe că ai avut un micro atât de nebunesc încât cu un SCV ai bătut un control de Zilots. Lumea știe asta pentru că tu l-ai spus, pentru că tu nu ai vrut ca legenda ta să fie uitată undeva în noapte, nu. Lumea trebuie să știe, pentru că atunci când vor ști, atunci și ei vor încerca să fie ca tine. Exact cum este și cu Chuck Norris, despre care fiecare poveste pe care ți-a auzit-o vreodată este 100% adevărată. Și ai vrea să crezi că, la fel ca tine, și Chuck Norris este lit. Nu invers, pentru că în jocuri tu ești baremul, nu Chuck Norris. Locul 1. Crezi că toate semnele anterioare ți se aplică ție. Dacă ești de părere că tu ai dezvoltat un fel de limbaj secret în lit speak, că ești atât de bun încât ai putea să omori baronul cu un suport, că bătând un joc de oponenții tăi în mod repetat, jignindu-i înseamnă să-i onorezi, că jocurile fără multiplayer nu au niciun fel de merit, că preferi să joci ca o cizmă complet aberantă decât să cooperezi cu echipa ta, și dacă spui altora în mod constant povești despre cât de tare ești în jocuri, atunci clar tu ești lit. Neapărat toate la un loc. Dacă le faci, ești clar, ești atât de lit încât lit încetează să mai fie lit și acum este tu. Tu ești noua definiție a lit. Tu, da, chiar tu. Te uiți acum, tu, da. Tu ești acum lit. Pardon, nu tu, ci trainerul pe care l-ai pe calculator pentru Counter-Strike. Ăla cu wallhack, știi tu, de poți să vezi prin ziduri. Sau poate programatorul lui este lit. Tu ești doar un individ care are prea mult timp la dispoziție, pe care îl folosește twishing și urlând în jocuri în loc să facă ceva productiv pentru rasa umană. Nu spun că ar trebui să faci ceva util pentru rasa umană, dar măcar ai putea pleca pe undeva pe o insulă părăsită și ai rămâne acolo. Pe veci.
faci, am fi cu toții mult mai bucuroși. Astfel se încheie acest top dedicat semnelor care putea fi lit. O mențiune specială este acordată acum faptului că m-ai provocat la un duel în Counter-Strike și prin faptul că refuz, consider că tu de fapt ai dreptate și că eu mă înșel, iar că acest top este o insultă la adresa ta și mă înșel. Dar în sinea ta știi foarte bine că am dreptate și te va roade în fiecare zi și în fiecare noapte. Ultimul lucru pe care îl vei auzi va fi vocea mea chiar înainte ca să dorm, chiar în ultima secundă vei auzi vocea mea spunând: lit înseamnă că ești jarnic. Iar apoi va urma coșmarul realității că eu am dreptate.